Părinte, te auzim. Îți mulțumim pentru dorința de a fi alături de noi, vorbim de la precupeții noi și ascultăm cuvântul Sfinției voastre. Mă bucur și eu să fiu împreună cu prețiile voastre. Imaginea pe care mi-ați trimis-o mă plasează un pic împreună cu dumneavoastră și mă ajută să intru în atmosfera duhovnicească pe care încercați să o creați în jurul Marelui Patriarh Pavle, Pavel, al sârbilor și ale trei ortodoxii până la urmă. Sfințenia este savoarea ortodoxiei care face din ea Biserica lui Hristos și care până la urmă îi atrage pe oameni și face ca această învățătură să treacă dincolo de timp și să cheme oameni după oameni din generații diverse în cursul timpului, în această succesiune pe care noi numim Ceata Sfinților. Eu n-aș putea foarte multe să vă împărtășesc despre Patriarhul Pavel, desigur că nu sunt foarte multe lucruri științifice, să zic, care vă leagă de dânsul, dar poate totuși ceva și personal și ceva și științific din care încerc să vă împărtășesc și poate să fie și util în întâlnirea pe care o faceți acolo. Există unii dintre Sfinții Bisericii care te impresionează prin poziția socială sau prin rezultatele cantitative, să zicem așa, pe care le-au avut în decursul timpului. Patriarhul Pavle ar putea să le aibă pe amândouă. Adică, de partea de funcția cea mai importantă, să zicem așa, ascultarea, fie cea mai importantă cu Biserica Ortodoxă, dar, pe de altă parte, a fost și un om smerit, firesc. Și zic eu că calitatea, sfințenia ca și calitate, se vede din acest lucru. Și aici vorbim de cel de-al doilea element. Pe mine aici m-a impresionat foarte tare, pentru că sfințenia vine dincolo de cantitate, vine în calitate. Și oamenii l-au referat ca atare, nu neapărat din poziția de patriarh, sau cu atât mai mult, în ciuda acestui fapt, prin simplitatea vieții lui și așa ce legătură cu ceea ce Părintele Rafael Noica numește ortodoxia cu fire omului. Când te uiți la Patriarhul Pavle, nu simți care și ceva în evidență, într-un mod ostentativ, încât să te îngenunchieze și să privești pur și simplu cu admirație și totuși chiar cu admirație, dar de îndepărtare. La cineva foarte îndepărtare care devine sau rămâne destul de neaccesibil. Patriarhul Pavle este dovada că sfințenia nu ține de timp și că este o chemare generală, este o chemare pentru toți și că această chemare s-a întâmplat foarte aproape de noi. Și că avem acces la acest lucru. Îmi aduc aminte acum 10 ani, pentru că noi comemorăm pe Patriarhul Pavle la 10 ani de la trecerea în eternitate. Acum 10 ani, când și eu, tânăr absolvent de teologie, urmăream emisiunile pe internet, transmisiunile de pe internet, de la acel eveniment cu un numai văzuse, mormântarea Patriarhului, la care se adunau aseară mai mult de 1 milion de credincioși pe străzile Belgradului. Și mi-a rămas în minte ceea ce se spunea atunci, mi se pare chiar de episcop greci, se pare că așa era enunțat, că se spunea că acei oameni s-au adunat nu la mormântare, ci s-au adunat la trecerea în rândul Sfinților, a Patriarhului sârbilor. Și de atunci, cumva l-am simțit foarte aproape. Era o atmosferă care se crease, sigur, acolo, în echipe mai mult, dar și eu stând în spatele ecranului, uitându-mă la acel eveniment. Vă mărturisesc că, de fapt, din copilărie, eu am fost foarte impresionat de tot ceea ce înseamnă trecerea în eternitate, de tot ceea ce înseamnă ritualul morții.
pentru că mi se părea așa foarte misterios și până la urmă sfârșitul vedește că moartea, într-un fel, îl și validează pe om în ceea ce este. Pentru moarte și o judecată, aș zice, și că descoperă ceea ce este și ceea ce a fost el pe parcursul vieții. Și într-un fel, acel moment, moartea, funeral de repatriat, parte, au însemnat o judecată pentru el și această judecată înseamnă credincioși, să zicem, dintr-o intuiție duhovnicească lăuntrică, au venit să-l însuțească cu acel drum al eternității. Sunt convins că există șefi de stat, eu știu, personalități foarte importante la nivel internațional, care nu s-au bucurat, așa, probabil că nimeni nu s-a bucurat de o asemenea de participare. Repet, nu e foarte important cantitativ, însă calitativ, acei oameni l-au sunut pe patriarh pentru că era acel de fior, acea odoare sfințenie care se simțea la cele din acolo și cred că și în altul părți, pentru că m-am simțit eu de pierdă foarte, destul de departe de acel de moment. Și vine să zic că, încă o dată, se dovedea și pe acel moment că există o succesiune a sfinteniei în decursul timpului și că noi în secolul 20, secolul 21, putem de nispiți. Adică, nu, sfintenia nu este un prerogativ a unor temuri trecute, când bani, pe noi, nouă, că nu am plecat, pe sau alt. Ci sfintenia este o chemare și o posibilitate și pentru noi. Și cumva, în acel moment, poate nu e cuvântul cel mai potrivit, dar mi se pare mie că descria, sau nu neapărat așa cum în personalitatea lui, dar oricum, descria ceea ce aș numi eu îmblânzirea Sfinților. Tot e un cuvânt cam trivial, iertați-mă dacă e așa. Dar de ce se întâmplă acest lucru? Pentru că cumva așa am și crescut și poate că și în biserică încă se mai întâmplă această sau se mai regăsește această perspectivă. Sfinții sunt cumva niște extraterestri foarte departe, pe care îi prăzumim, putem în calendar și admirăm, și urmând îi admirăm. Dar Sfinții sunt uneori, sunt nasoare. De cele mai multe ori și pot fi lângă noi, cineva lângă noi, treacă aproape nesimțit, într-un mod invizibil pe lângă noi. Și am zis, da, până la urmă, Dumnezeu ne cheamă încă pe noi și pe noi și să poate acest lucru. Dar mai mult decât atât, mai era ceva în mintea mea și poate și altul, deși nejustificat. Că uneori o poziție administrativă, și în cazul acesta, nu, poziția de patriar, n-ar fi 100%, să zicem, contextul cel mai bun pentru sfințenie, în sensul în care nu avem asociat de sfințenia cu un pustic, cu un călugăr care fuge de lume, cumva și trăiește viața dedicată totalmente lui Dumnezeu. Însă se vede că Dumnezeu își alege și alte locuri și că până la urmă contextul nu ne împiedică la sfințenie. Și că căutând un pic în cartea pe care vă prezentați, cercetându-o, am și intuit, poate, într-un mod incomplet, modul în care, așa cum domnul Măziru spunea pe față frumos, dacă mi-aduc bine aminte, o biografie se poate transforma în agiografie sau o fundă de foarte aproape de agiografie. Și să vă fie mai multe elemente, dar mie trei mi-au rămas așa aminte, cumva pe care aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră. În primul rând, se simte o chemare a lui Dumnezeu dintr-un început. Chemare de altfel pe care cred că o adresează fiecare fapt. Numai că ulterior, de cursul timpului, îți dai seama, de fapt, au evitat câteva momente esențiale care te-au dus într-o anumită direcție și care ți-au generat un anumit itinerariu, așa că le duc la fie cu Dumnezeu, în varianta ta. Și zic eu, în varianta ta, în cea, în sfintenia specifică la care te cheamă Dumnezeu. Și ziceam, deci această chemare pe de-o parte, dar pe de-altă parte e vorba și de o legere. Alegere care vine ca și răspuns al omului la chemare pe care o face. Sfințenie este o chestiune de alegere. Sfântul Pavel, cel pe care Patriarhul îl iubea de tare de aici numele pe care îl primește la călugărie, el zice lucrul acesta. Nedeamnă, ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul, și de ce este necurat cu patinii? Adică să ne deosebim de Duhul Lumii, să ne separăm de Duhul Lumii,
Asta e până la urmă și mesajul Evangheliei. Nu în sensul să facem notă discordantă și să ne simțim superior lumei, ci în sensul să nu trăim ca și lumea. Noi suntem în lume, dar nu din lume și nu pentru lume. Ei, lucrul acesta, care este foarte limpede și este chiar mărturisit în interviurile pe care le dă Patriarhul Pavle, este mărturisit de el însuși, parcă s-a socotit chemat de Dumnezeu, dar a răspuns și afirmativ acestei chemări prin alegere. Prin alegere, prin această alegere, această alegere a unei viețuiri altfel decât lumea. Și fac o paranteză, vedeți, am lăsat textul, cum se spune, acum pentru 3 zile, am lăsat textul, a lăsat secolul, că am lăsat, vine de la secolul, nu? De la Duhul Lumii, am lăsat Duhul Lumii, ne întoarcem spre Evanghelie, pe care l-a făcut. Un al doilea lucru pe care iarăși îl găsesc evident în biografia asta, este programul de viețuire. Mă confund și eu cu întâlnirea cu mulți studenți, mulți tineri și mereu îi sfătuiesc și, sigur, și din postura de profesor, dar și din postura de duhovnic, dar mă sfătuiesc că ei nu voie în lumea aceasta, e un program. Un program de care trebuie ține. Fiecare tine, părând, dar un program este necesar, care ține în acest trezbire, această căutare de Dumnezeu. Ori el se vede că de la început, atât ca și tânăr, apoi ca și seminarist, ca și preot, ca și episcop, dar și ca și patriarh, avea un program extrem de clar, extrem de limpede, de la care putea face armată. Și liturghia era viața lui. Liturghia de dimineață, vă aduceți aminte sau vă știți și care ați făcut carte cu vechi aproape de lete și care urmă atunci te trezea foarte de vreme, chiar și ca și patriarh, vă aduc dimineața și făcea ca făcut. Slujea liturghia și de la ora 9 începea munca până foarte târziu. Când iarăși ziua se slujea cu vecerne. Vecerne la care mereu și mereu participa. Că vedeți, un program liturgic, un obicez, care nu ține doar de viața monahală, ci ține până la urmă de viața pe care a dat Dumnezeu în diferite trei variante pe care le trăim noi. Și un al treilea lucru, chiar și care mi se pare evident și care face din patriarh, personalitatea duhovnicească contemporană de excepție este dragostea pentru ceilalți, iubirea față de ceilalți. Mi-a plăcut cea expresie care a de paratrăznet. El zicea că era paratrăznetul poporului, în sensul în care vedeți, la fel ca și o paratrăznet, își atrăgea, să spunem așa, cumva pedeasa și din prea multă dragoste și în felul acesta îi cuprindea pe tot cu protecție, supare faptul de protectoare pe care o vedea. Ce aș mai adăuga? Că nici n-aș vrea poate să vă prelungesc prea mult și să o pusesc. Iarăși mi-a plăcut la un moment dat, poate prefață, în postfat, nici mai știu unde să spunea că vorbim despre titlul, că se vorbește, că era se pomenea despre viață, pe de o parte și învățătură și că acel și, de fapt, nu descrie ceva decât o continuitate. Nu e vorba de o sincopă. E mare lucru când cineva poate să vorbească din viață. Vedeți? Nu e foarte complicat în viața așa să se devii un doct. Chiar și un salat. Mai ales că mai îți dă Dumnezeu niște daruri. Dar e foarte important, sau e foarte dificil și probabil că se întâmplă nu foarte des, ca viața să fie generatoare de un cuvânt viu. Și să nu există diferențe. Vedeți, noi, de regulă, promitem mult, pentru că cuvântul pe care îl spunem nu exprimă viața până la urmă. Nu suntem suverani, nu suntem proprietari cuvântului, suntem niște incinuși până la un moment dat. În sensul care ne dorim, cumva, să transmite câte ceva și lucrurile să funcționeze în felul acesta, însă nu. Însă nu avem siguranță cuvântului pe care noi le rostim. Ei, în cazul Patriarhului Pavle, cuvântul lui era foarte simplu, dar era fără de teamă pentru că era generat de viață. Zicea acolo, la un moment dat, cel care vedeseaz autorul cărții lui Iovania, nici că nu pregătea predici. De cum vă că de fără mi-a plăcea și eu să nu pregătesc predicile când merg minte la biserică sau așa, dar vă mă gândesc că nu este. Am încercat odată și nu prea m-am încurcat. Adică ce vreau să spun? E mare lucru și o siguranță duhovnicească pe care poți să o ai atunci când transmiți un cuvânt. Dacă poți să-ți asumi lucrul acesta, pur și simplu să vorbești poporul lui Dumnezeu. Și vorbea poporul lui Dumnezeu și poporul asculta.
era cuvântul unui om simplu, dar era cuvânt firesc. Vedeți cum zice Evanghelistul Ioan, la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Adică noi tot timpul când folosim cuvântul Dumnezeu, să nu uităm că vine de la Dumnezeu, trebuie să fie la Dumnezeu și în același timp noi suntem doar niște mesageri, niște transmițători, cuvântului. Nu știu, oricum e foarte complicat să spui mai mult despre lucrul. Cert e că avea acest cuvânt simplu și cuvântul lui simplu exprimat până la urmă simplitatea vieții lui. Mai adaug poate un singur lucru și apoi cred că e cazul să mă opresc. El, că am putut cu gândul acesta în Sfințenie, într-un fel, vedeți, noi nu mergem la biserică să devenim oameni cu sucate, nici oameni buni. Noi mergem la biserică și încercăm să avem o viață religioasă ca să devenim sfinți. O zice Domnul Hristos, aceasta e chemare, o zice Sfântul Apostol Petru, mai de Sfântul pe care v-a chemat și fiți și voi sfinți, în toată căutare vieții voastre. Acesta este scopul. Sau Sfântul Serafin de Sarov, mai târziu, nu știu. Suntem chemați ca să devenim sfinți, să primim Harul Duhului Sfânt. Ei, dar ce a făcut Patriarhul Pavel în acest sens? S-a împrietenit cu sfinții și apoi când te împrietenești cu sfinții, ai toate șansele ca a fost să o iei pe care pe drumul acest, nu? Sunt doi mai ales pe care îi pomenește și autorul, o fi și alții, dar de doi își leagă cumva itinerarul de totul comunicesc în mod special. Iisus vrea Botezătorul, ziua în care se naște, pe cât grec, tăierea capului Sfântului Apostolului, care vede că la milă și cumva admirându le pune în practică, cum se spune, atunci când admir pe cineva în sfârșit prin a imita viața, prin a imita practică, exemplu, și apoi sigur, Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pavel de unde își primește numele. Aș zice dacă aș îndrăzni tâmpul, că de la Sfântul Apostolului poate râvna a luat-o, râvna multă, iar de la Sfântul Apostol Pavel, cuvântul. Deși cele două elemente se pot și timp între, pentru că și unul și celălalt au în vedere ambele realități. Până la urmă, vedeți, Domnul dă cuvânt celor ca celui care propunduiește. Domnul a dat cuvânt și cuvântul lui era printre până la urmă, vedeți, toți intrăm într-o poveste de dragoste pe care o avem cu Dumnezeu, pe care o creează Dumnezeu și ne invită să zicem doar prezent. În momentul în care noi suntem conștienți de această chemare minunată, ne dăm seama că realmente Dumnezeu, cu primele de rigoare, a investit foarte mult în fiecare dintre noi. Și îmi vine în minte cu mine psalmistului prin care laudă, măreția, fusese omul de zice așa, te voi lăuda, Doamne, că sunt o totul așa de minunată. Uitându-mă, uitându-ne, poate, la apropiat cu Pavle, foarte aproape de noi, ne dăm seama și ne bucurăm, prostăvindu Dumnezeu că ne-a chemat, cu asemenea chemare, ne-a chemat să devenim, să urcăm foarte sus, să privim în sus, să devenim asemenea lui. Sper că, nu știu, n-am fost prea lung și că, din cele ce v-am spus, pot să fie utile. Aș mai ruga totuși un lucru, ca să-și explic, poate, prezenta mea în această, zicem, în această spiară duhovnicească. Domnul Daniel Maziru a văzut criticica mea despre personalități duhovnicești contemporane în această intenție de a-i îmbrăzi pe Sfinți, a-i duce mai aproape de noi și a ne molipti și noi de gândul lor bun, de să zicem așa, de dorul lor bun. Și acolo, în această cărticică, i-am dedicat și Patriarhul câteva pagini și în felul acesta am ajuns să fiu împreună cu dumneavoastră în această seară, în care vă mulțumesc și cer dacă n-am spus ceea ce trebuia, oricum sunt cu toată inima alături de dumneavoastră și vă doresc toate o seară binecuvântată în continuare. Părinte, îți mulțumim frumos pentru cuvânt și te rugăm să mai vii și cu altă ocazie alături de noi și să ne porți și în rugăciuni pe durata acestui post. Și Părintele Gheorghe. Așa, Părinte Benedict, așa cum spuneam, s-a legat o punte între București și Cluj și să știți că, într-adevăr, noi când mergem la Cluj, urcăm, cum spunea Părinte Ilie Moldovan. Noi la Cluj urcăm. Așa și ne bucurăm că am realizat această punte
în această seară și vă mai chemăm și vă mai invităm și altă dată să fiți împreună cu noi pe această cale sau când aveți ocazia, de ce nu, și prezent aici la centrul nostru duhovnicesc, să spun casa Bisericii Precupeții Noi. Vă îmbrățișăm și vă și în același timp smerită metane și înalt preasfințitului Andrei, care de fiecare dată ne îmbrățișează cu toată dragostea și blândețea sa. Mulțumim și Doamne ajută! Părinte profesor, gândiți să vă mulțumesc, eu mă bucur din suflet să vă auzi. Și a zis că urcați la Cluj, da, Domnul, să urcăm tot timpul. Dar eu zice și lucrul acesta, prin discuțiile acestea duhovnicești, prin lucrurile duhovnicești, mi-aș dori și să coborâm într-o înălțime. Și vă mulțumesc pentru cinstea ce cu credea de vostră. Doamne, vă mulțumim.